Viața socială ne expune pe toți unei avalanșe de schimbări și, indiferent cum le calificăm, ele sunt realitatea în mijlocul căreia trăim. Procesul vieții sociale a împărțit în istoria în etape și fiecare a avut o anumită paradigmă de gândire care a influențat omenirea. Spre exemplu, înainte de Revoluția Industrială, oamenii erau împărțiți în copii și adulți. Copiii învățau să lucreze pământul sau învățau o meserie prin metoda uceniciei. Deoarece membrii familiei lucrau împreună sau tânărul lucra sub supravegherea maestrului său, el dezvolta deprinderile profesionale, caracterul și rolurile sociale care erau foarte bine definite. Toate acestea se constituiau în trecerea de la faza de copil la faza de adult. Urbanizarea și industrializarea au avut ca rezultat o trecere mai lentă și mai ambiguă înspre viața de adult. Munca din fabrici le-a oferit tinerilor posibilitatea să plece prematur de acasă și să se integreze printre alți tineri ca și ei. În prezența banilor și în absența părinților, a apărut presiunea între morală și imoralitate. Tehnologizarea industrială a impus muncitorilor un grad mai mare de cunoștințe, de profesionalism, motiv pentru care tinerii trebuiau să-și continue educația, amânând ocuparea unui loc de muncă. În acest context, părinții au fost împinși să muncească mai mult pentru întreținerea copiilor, iar copiii și-au petrecut ani de zile în absența familiei, a părinților și în prezența unui grup social foarte diferit ca ideologie despre lume și viață. Pentru că în această etapă tânărul nu a mai putut munci, nu s-a putut căsători, nu a avut o casă personală și în felul acesta s-a întârziat foarte mult tranziția tinerilor spre statutul de adult. Lucrul cel mai grav este că în această perioadă tânărul nu știe care sunt responsabilitățile lui și nici așteptările celorlalți cu privire la el. În această perioadă există riscul absenței unui scop în viață, al unui rol foarte clar, riscul unei goliri sufletești care predispune la dobândirea statutului de victimă pentru influențele sociale nesănătoase. Erotism, jocuri de noroc, infracționalitate, substanțe nesănătoase, violență și așa mai departe. Acest fenomen s-a suprapus cu dobândirea independenței tinerilor, direct proporțional cu pierderea controlului părinților. În procesul creșterii, adolescentul va fi prins între războiul dintre familie și grupul de prieteni. Copiii sunt influențați de familie, însă adolescenții sunt tentați să se lase influențați mai mult de grupul de prieteni din cauza mediului tolerant. Apariția grupului de prieteni nu este dăunătoare decât în momentul în care adolescentul se retrage din părtășia cu familia. Este adevărat, părinții pot influența acest fenomen prin câteva atitudini. Fii și prieten cu copilul, nu doar părinte. Învață-l și încet încet lasă-l și pe el la volanul vieții, altfel frustrarea îl va împinge în afara familiei. Lucrul cel mai complicat este atunci când rebeliunea adolescentului se suprapune cu rigiditatea părinților, de obicei criza de la mijlocul vieții părinților. Viața este formată din etape, însă există riscul ca una dintre aceste etape să se transforme într-o criză. Criza de la mijlocul vieții. Unii oameni sunt frustrați văzând că se apropie de bătrânețe și nu au reușit să-și împlinească visele din tinerețe, vise care le-ar fi adus semnificație și stimă de sine. Alții, dimpotrivă, se compară cu succesul altora de aceeași vârstă cu ei, fiind descurajați de insuccesul lor, intelectual, profesional sau material. Alții, pentru că au muncit foarte mult, dezvoltă frustrarea că au fost prea absenți din familie, iar relațiile din casă s-ar putea să fie prea slabe. Femeile își pierd frumusețea, tinerețea și pierd concurența. Mamele care s-au dedicat creșterii și educației copiilor încearcă sentimentul de inferioritate pentru că și-au neglijat educația, cariera și sunt dependente de salariul soțului. Rolul lor în familie se reduce pentru că adolescenții cresc și pleacă la școli și apoi la serviciu. Dacă nu are o relație afectivă puternică cu soțul, absența acestui suport de iubire adâncește criza inutilității ei. Există câteva polarități ale ciclului vieții care explică criza vârstei de mijloc. Tinerețe-bătrânețe, adică mulți bărbați, deși ajung la bătrânețe, ocupă doar poziții marginare, iar alții mai tineri fac performanță și îi depășesc profesional. Simțind că îmbătrânesc, sunt tentați să pară tineri prin îmbrăcăminte, tunsoare, obiceiuri, lucru care uneori îi duce la extremă sau la ridicol. Distrugere-creație. Răniți în anii care au trecut, în familie sau la serviciu, sunt speriați de prematuritatea foștilor colegi sau prieteni care deja au murit și se gândesc că urmează ei. Alții, dimpotrivă, își redescoperă darurile și profită de noile oportunități.
masculinitate, feminitate, preocupare excesivă pentru trupul care îmbătrânește în mod vizibil și încercarea de a ascunde semnele de îmbătrânire, atașament, separare. Aici punem în evidență nevoia de a realiza relații noi sau a le întări pe cele vechi. Scopul acestui scurt mesaj este să încurajeze viața și relațiile de familie în ciuda contextului social care dorește să o desființeze. Dacă apreciați aceste învățături, crezând că sunt necesare pentru viața dumneavoastră, vă invităm să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc!